cât de mult pledez eu pentru utilizarea forței femeilor și a puterii femeilor, vă aduc așa o cifră de la aceleași Jocuri Olimpice. Echipa Statelor Unite a avut în componența echipei 269 de femei și 261 de bărbați. Aproximativ egal ca număr. Ca rezultat, aceste femei au adus 29 de medalii de aur și bărbații au adus 15. Adică, iată, și se întâmplă că nu aduci femeile la conducere și nu le ai cu tine, da? Ratezi multe medalii de aur pentru statul tău. Dar vreau să vă amintesc.